Nu vroiam spații mici comuniste, nu vroiam, chiar dacă era bloc nou, nu vroiam camere mici. Vreau ceva mai mare, vreau ceva cu mai multă lumină și să fie și un buget cât de cât acceptabil. Complexul rezidențial Felicity se află nu departe de șoseaua de centură. Este localizat lângă pădurea Băneasa, la 15 minute de Piața Victoriei. Asta, bineînțeles, în condițiile în care nu este trafic prea mult. Apartamentul l-am cumpărat în 2014. Pe vremea aceea așteptam un copil. Cel mai important pentru mine era, unul, să fie o zonă curată, să fie aproape de o pădure. Criteriul 2 era să fie un apartament nou, pentru că în momentul în care am plecat de la părinți, am stat numai în chirie. Am stat, prima dată am stat în cămin, unde a fost un dezastru din punctul meu de vedere, adică a fost pentru mine, a fost destul de greu. Apartamentele astea în care am stat până în momentul respectiv au fost blocuri vechi și am avut probleme de genul gândaci și alte probleme cu gunoaiele. Apartamentul a fost cumpărat cu credit pe 30 de ani și în momentul în care l-am cumpărat, apartamentul avea ceva finisaje. Restul ne-am ocupat noi, deci de la parchet până la mobilă și alte accesorii. Au fost foarte multe obiecte care le-am primit de la părinții mei și de la părinții lui Vasi și le-am păstrat. Noi am făcut o sortare de cărți la un moment dat și am mai scăpat din ele, dar unele sunt... nu vrem să le aruncăm. Iarăși, cu ce ne ajută părinții tot timpul, sunt în fiecare an cu murături. Astea nu ne putem despărți de ele, sunt nicio formă. Tot felul de murături, tot felul de zacuști. Totdeauna le teamă că noi aici nu supraviețuim și primim pachete de mâncare. Într-un complex rezidențial mai apar și cheltuieli ce țin de administrarea complexului. Firma care administrează aceste apartamente deține majoritatea în asociația de locatari. Bineînțeles că ei decid cam cu ce firme și cam cât o să ne coste toate lucrurile astea. În momentul în care o să devenim majoritari și o să decidem pentru noi, e posibil ca lucrurile să se mai schimbe. Majoritatea celor care stau aici au mașini, pentru că altfel ar fi foarte greu accesul aici. Este departe și dacă nu ai un mijloc de transport, nu merge. E foarte dificil. Este ca o comunitate și organizăm diverse întâlniri, după aceea la joacă, în continuu ne ținem la curent cu tot ce se întâmplă.
De asemenea, cu toți locatarii din complex avem un grup de Facebook, în continuu fiecare postează noutăți și ne ajutăm între noi. Cel mai mult petrec, pentru că și lucrez, petrec în camera mică, acolo am amenajat un birou, un calculator cu tot ce cele necesare și eu acolo stau cel mai mult. Eu lucrez în domeniul IT, soțul meu lucrează în domeniul proiectării, în construcții și la Universitatea Tehnică de Construcții București este asistent. Inițial, înainte să nasc, eram foarte optimistă. Credeam că imediat după ce o să nasc, o să am o grămadă de timp liber și o să fac o grămadă de chestii. Și a trebuit să aștept în jur de, zic eu, vreo 8 luni, până în momentul în care ea să aibă o maturitate care să-mi permită să o dau și în grija altei persoane. Da, este o doamnă foarte sufletistă, foarte credincioasă, mă ajută cu de toate, nu numai cu copilul, deși i-am spus că principalul este copilul, dar dânsa face foarte, foarte mult și mâncare și mă ajută la curățenie, ceea ce pentru mine este un ajutor imens. Dacă ar fi să plecăm de aici, am dorit să plecăm undeva în Europa, într-un loc cu o variație de temperatură nu atât de mare. Franța, Italia, mai mult Italia, că acolo e mâncare bună și de fapt asta contează cel mai mult, să mănânci bine și să fie și clima bună, să poți face cam ce vrei și vara și iarna.